Bună și bine v-am regăsit la un nou episod Slices of UK în cadrul emisiunii Generația lui John. Deci ăsta e secretul. Dacă o spun mai rar, creierul meu e capabil să asimileze aceste două nume diferite. Astăzi vreau să vorbim despre ceva puțin mai diferit, dar foarte contemporan, dacă stăm bine să ne gândim. Și anume despre faptul că eu abia mi-am făcut unghiile. Dar în momentul în care am gătit, am dat cu cuțitul foarte tare și mi-am... Glumesc, nu despre asta vreau să vorbim. Deși e o durere în suflet pentru că abia mi l-am făcut. Dar vreau să vorbim despre pandemie. Dar nu de vaccin și așa mai departe, ci doar să vorbim, să facem așa o mică comparație între România și Anglia. Nu Anglia, ci Birmingham, orașul în care sunt eu. Și aș vrea să încep prin a spune că eu când am aflat că am avea cazuri de corona în oraș, mi-aduc aminte că mergeam să vizităm judecătoria din oraș. Da, judecătoria de aia, veche, veche, veche. Și mi-a spus cineva, a, vezi că e un caz de corona în Birmingham. Și eu am zis, ok, și ce să fac? Dacă ai grijă, a, bine. Cred că era februarie, martie 2020. Cert e că m-a uimit faptul că România a instaurat situația de urgență cu mult timp înainte ca Anglia, implicit orașul în care sunt eu, înainte ca ei să se gândească măcar la chestia asta. Adică noi când am intrat în lockdown, în primul, voi erați deja la al treilea. Cred, nu mai țin. Cert e că pe vremea aia stăteam cu colegii de casă, bineînțeles în aceeași casă, și ușor, ușor s-a instaurat și la noi situația asta de urgență. S-au închis facultățile, evident. Magazinele, nu mai știu dacă s-au închis. Nu, magazinele nu s-au închis, dar a fost criză de hârtie igienică și cam de mâncare. Mâncare în sensul de ouă, din astea care nu se strică. Știu că ouăle se strică, dar după aia m-am referit la făină, paste și așa mai departe. În schimb, ce a făcut Anglia a fost să limiteze numărul de persoane în magazine. Which is smart. Adică să nu îl închizi cu 70.000 de ore mai devreme magazinul, dar în schimb să limitezi numărul de persoane ca să se poată păstra distanța de 2 metri. Ulterior, s-a băgat legea asta la noi. Eu știu mai bine de Birmingham decât de România, din păcate, s-a băgat legea asta să nu fie mai mult de 2 persoane în mașină sau dacă sunt persoane în mașină să poarte mască, chiar dacă sunt din aceeași casă. Auleu, și în magazine n-aveai voie să intri. Dacă erați din aceeași casă, mi se pare, trebuia să fiți din case diferite. N-aveai voie să intri, nici în Ikea n-am voie să intrăm. A trebuit să ne risipim așa, mulțime, la coadă, să mai zic asta, la coadă, cred că o oră și ceva. A fost foarte ciudat, au băgat la magazine, la unele magazine, au băgat, nu numărătoare, dar senzor cu roșu și cu verde. În momentul în care se face verde, poți să intri. Când se face roșu, mai e de așteptat. Na, nu-s deranjante cozile și așa, că na. Da, în Anglia plouă. Cam asta e singurul bai. Da. Facultatea noi am avut-o online din martie 2020 până în septembrie 2021. Am început masterul fizic, am avut primele 2 luni fizic, iar după aceea ne-au băgat, bine, noi avem și doar 2 zile pe săptămână, și o zi ne puneau să venim la facultate, o zi era online. A fost tâmbălău. Iar din câte mi-aduc aminte, în perioada Crăciunului, parcă, da, în perioada Crăciunului totul a devenit online. Și după aceea, pe la începutul verii, am mai fost la facultate fizic. Și mi-aduc aminte, m-am auzit de parcă a fost acum 7 ani, cred că a fost în august, pentru că eu în septembrie am dat submit la proiectul final. Nu mai era masca obligatorie, la noi se scoseseră măștile, o purtai doar dacă voiai. Și am zis, hai că mă duc la baie. Și am uitat masca. Eram la facultate, dar eram în altă clădire unde puteam să studiem, bla bla bla, n-aveam ore.
a venit securitatea după mine. Că domnișoara, unde vă e masca? Și am zis, pe masă. Vă rog frumos, duceți-vă și luați-o. Dar erau, și fix lângă el era un panou pe care scria, masca nu mai este obligatorie. Am zis, ok. E un domn drăguț, este de treabă, e de comitet, hai să fiu și eu. M-a întrebat frumos, îi răspund la fel de frumos. M-am dus, mi-am luat masca și m-am dus la baie. Dar mi s-a părut foarte ciudat, pentru că... Aoleu, iar mi-am adus aminte de niște chestii. Noi, cumva, pe coridor, aveam măsuțe, scaune și așa mai departe. N-aveați voie să stați doi la masă, deși noi eram obligați să ne testăm pe vremea când veneam la facultate. Adică, cred că noi intram într-un sistem, nu ne verifica nimeni, evident, dar cumva ne testam și apăream cumva cu numărul ăla, în fine. Deci ei cumva aveau la cunoștință dacă suntem pozitivi sau negativi, pentru că eu am avut 2 sau 3 colegi pozitivi, dacă nu chiar 4. 4 colegi am avut pozitivi. Da, din 8. Bine. La fel în autobuz, doar cu mască. Dacă n-aveai mască, nu te lăsa să intri. Șoferul nu te lăsa să intri, dar asta a fost așa primele luni, că după aia a uitat. Și a fost așa, pe hopuri, ba vă băgăm în stare de urgență, ba nu vă băgăm în stare de urgență, hai că acum vă băgăm, hai că Birmingham nu e în lockdown, dar Londra era. De Crăciun Londra a fost în lockdown, Birmingham n-a fost. Și dacă venea cineva din alt oraș în Birmingham, puteai să ții amendă dacă vecinii te reclamau că ai venit cu străini în casă. A fost o perioadă foarte ciudată. Nu mi s-a întâmplat nouă, evident, nu știu dacă, nu cunosc pe nimeni care să fi trecut prin chestia asta. Mi se pare așa puțin bizar, adică poate a venit maică sa. Da, ok, a venit din alt oraș, dar e maică sa până la urmă. Sau a fost o perioadă în care nu aveai voie să ieși din oraș, decât dacă, nu știu, dacă te duceai la muncă, dacă aveai urgență și așa mai departe. Cum a fost declarația la voi? Doar că noi nu aveam nevoie de declarație, dar dacă te oprea poliția, trebuia să dovedești că măi nene, eu lucrez în alt oraș și trebuie să merg sau nici nu știu, nu știu că unde s-a întâmplat, dar ei te și luau după plăcuță. Încă nu am depistat, încă nu am învățat să-mi dau seama din ce oraș este mașina respectivă în funcție de numărul de matriculare. Abia am aflat și eu de, cum să-ți dai seama, de anul în care a fost produsă mașina, dar asta în alt episod. Da, și eu chiar mă gândeam că România, ținând cont că a instaurat starea de urgență, a fost printre primele țări care a făcut chestia asta. Și cu ce e România acum și ce e Anglia acum. Și mi-aduc aminte când am fost în Spania în 2020, la fel, măști în magazine, se închideau puțin mai devreme, dacă nu mă înșel, nu mai țin minte, nu vreau să spun prostii, dar stăteai la coadă ca să nu se depășească numărul de persoane și poliția mergea pe stradă, pentru că în Spania era obligatorie masca pe stradă. În Anglia nu am avut așa ceva, din câte mi-aduc aminte, nu, n-am avut așa ceva. Și în prima stare de urgență, nici măcar nu era obligatorie purtarea măștii în magazine sau în spații închise. Nu se închisese niciun restaurant, nici o cafenea, nimic. Totul era deschis. Și abia după ce au escaladat cazurile și așa mai departe, abia atunci s-au gândit și hai să facem și noi care tu. Și după aia, bum, Brexit. Da, cam asta am vrut să vă spun. Dar... a fost ciudat, pentru că eu auzeam una ce se întâmplă în țară și o trăiam altceva aici, în Anglia. Eu n-am prea simțit că a fost pandemie. Din păcate, din fericire, logic. Dar, da, a fost așa puțin cu viața socială, că ne-a cam tăiat de la rădăcină. Dar n-ai ce să iei dacă nu aveai deja. În fine, aveți grijă de voi și ne auzim. Și iar am zis că vorbesc puțin și am vorbit mult. Ei, sunt nevorbită. Aveți grijă. Pa, pa!